Alte patru tipuri de măști neconforme în România, printre ele și unele pentru copii, avertizează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. ANPC îi avertizează pe operatorii economici din domeniu că, înainte de a introduce la comercializare astfel de produse, să consulte site-urile ANPC și pe cel al Comisiei Europene pentru a se asigura că acestea nu figurează la capitolul produse interzise comercializării. Cele patru tipuri de măști au fost retrase de pe piață.